Slow. Îi așteaptă pe Nexus să facă picul. Va veni flash-ul în acest moment, Blitz. Îl prinde pe Zeuțe. Dim era ascuns după perete, așa că va rămâne în viață. Dar flash-ul a venit în momentul oportun. Cred că Blitz a văzut acolo foarte puțin din amicul său. Trage aici Slow. BTN este cel care îl elimină pe Semințe. Raga îl scoate pe Blitz. Dar avantajul numeric este încă, însă în contul celor de la Nexus. La Unix aude pașii în CT și l-aude aici pe Raga care pușează. Trage la Unix, reușește fragul, a trecut Edim. Chunky însă avea acolo un dem cu la Unix. Edim îl scoate pe Mihnea care se ascundea la Yo-Yo. Ia acolo pe 2000-ul. Trage și după la Unix, îl pune și pe el la pământ. Ajunge la o situație de 2 vs 2 XLO și cu B. BTN aude pașii lui Chunky. Încearcă Free Fire-ul, se bagă Xelo, însă foarte bine se dublează Chunky cu Edim și Chunky reușește double kill-ul infinit. Oh, nu, primii 4. Mihnea se bagă la marginea smoke-ului, scoate pe Edim, mai are acolo 2 jucători. Raga vine cu fragul pe Mihnea, la Unix cu trade-ul pe Chunky, are acolo Polarul. Primele 24 intră în playoff, dar cel mai jos suntem Tropic Prag cu 7 win-uri. BTN, 2 eliminări din Colts, Raga vine cu trade-ul, Raga. Rămâne 1 vs 2 cu 25 HP, Nexus. Ar trebui să încheie această rundă destul de simplu. La Unix cu un glonț de USP. Foarte low, Raga trage la Unix și îl elimină foarte aproape să fie eliminată. Dar se ține și de Polar de la Infinite Gaming. La Unix își așteaptă și un flash. Vine Lau, triple kill pentru el, Chunky. Vine cu trade-ul, dar este un pic cam prea târziu. Semințe, văzut în boiler de Blitz. Câștigă totuși duelul Semințe. Reușește acolo headshot-urile pe Blitz. Se întoarce pe site acolo Chunky. Reușește un headshot pe BTN. Mihnea a pus la pământ de Semințe. Să vedem aici pe Semințe cu Mac-ul. Reușește încă un frag. Atacă Selo, însă Semințe. Quad kill pentru jucătorul Blitz, însă play-ul se va îndrepta către site-ul Bealcoro, unde așteaptă la Unix și Mihnea. La Unix pus la pământ de Raga. Mihnea a apăsat cel de Semințe și eliminat. Site-ul B în control 0 de la Infinite Gaming, fără să jucător în librărie. Este vorba de Chunky, dar s-ar putea să se bage foarte, foarte agresiv. Semințe foarte low, eliminat de nade-ul lui Mihnea. Din utilități, băieții de la Nexus reușesc cu eliminare. Daniel, dar nu sunt 100% sigur. Se uți picul către short din boiler. Îl pune la pământ pe Blitz. Este primul frag pentru Infinite Gaming, dar au 2 jucători secați. Molotov a lucrat la site-ul pe Lau. Îl prinde pe Chunky. Raga are 3 HP. Pus la pământ de Zeuți, iar Lau îl găsește pe Raga. Runda cu numărul 2 pentru Nexus. Se poate recupera cel de-al doilea. High Explosive Grenade. Raga cu Polarul trage un high impact bullet în lung către Mihnea și reușește entry-ul. Blitz, o fangă la aproape de casă, vine smoke-ul din partea quickpeer-ul său. Găsește Blitz unghiul către Semințe până în boiler. Un unghi, aș zice, destul de greu de găsit un frag cu un M4. BTN, să vedem dacă nu ne team, îl lasă la 19, dar nu îl elimină. Este încă un jucător în casă, este vorba de Zeus, cel care a primit nade-ul de la Blitz. Blitz ar putea să fie eliminat de acel nade. Se întâmplă, BTN este pe site la 19 HP, reușește un frag, dar vine trade-ul lui Raga. Situație de 2 vs 2. Deja a făcut rotația la Unix, deja este pentru site, Raga. Va lua aici TMN și va fi obligat să iasă la Unix. Reușește ambele fraguri, mai bine zis, Selo reușește unul dintre ele cu... multe din partea lui Edim. Vine și flash-ul acolo la site-ul B. Bomba este totuși acolo. Xelo îl găsește pe Raga. Se vor repoziționa infinit, se vor duce către site. Vine Molotovul la Yo-Yo. Face picul Mihnea. Vine, este cel care face fragul pe Edim. Semințe cu un double kill, însă Laul scoate pe Zeuț. Semințe iese la pic. Timpul nu este în favoarea lui Semințe și Launix profită de acest lucru. Double kill-ul pentru el. Nec trage după el Zeuț, dar nu reușește decât să primească damage. Launix pus la pământ de Edim după ce îl scoate pe Raga. Xelo reușește fragul pe Edim. Xelo ratează flick-ul, scoate Deagle-ul și reușește cea de-a doua eliminare în această rundă. Zeuț și Semințe într-o situație 2 vs 3. Semințe l-a scos pe Blitz între timp. Xelo aproape fie prins acolo de Zeuț, dar nu se întâmplă. Ba chiar se întâmplă contrariul. Zeuț
prins de Xelo și rămâne doar semințe. Știut în casă ultima oară, a sărit către Short, se va lupta acolo cu Xelo, însă Xelo are polarul. Chiar ar fi într-un pericol de eco. Va fi nevoie de dropuri în cazul în care Infinite aduc runda cu numărul 13 în contul lor. Zeuț îl scoate pe Blitz aici. Blitz care se ascunde în casă, îl elimină pe semințe, dar se intră din Short foarte, foarte rapid. Greu ritei cu pe aia într-adevăr Zaha, dar pare că va fi încercat de către Nexus. Aruncă flash-ul, Raga, scos de la Unix. Avantajul pentru Nexus, ajung pe site, la unul reușește fragul pe Chunky. Zeus vine cu două, însă BTN din lung, le elimină pe Zeus, pe Dim, face fragul pe Big Xelo. Vine cu trade-ul, dar nu mai este destul timp și este rundă pentru... Vine să mă ocul din partea lui Raga în arcadă, BTN, pregătit aici alături de Xelo. Xelo a făcut opening-ul, B a făcut următorul frag. Zeuț, semințe... Semințe îl scoate pe Bilau, vine cu trade-ul, vine Molotovul în pit, Blitz, văzut de Zeuț, însă un pic cam târziu și Lau profită, îl scoate pe Zeuț, 7 la 7. Chunky aici cu Mac-ul poate da foarte mult damage. Mihnea este la colț, este primul care pică, vine și fragul lui Edin pe Lau, face rotația BTN, dar va fi destul de greu, este double kill-ul pentru Bici și rămâne în viață. Mai este un jucător care poate trece în acest moment, dar este văzut B la marginea smoke-ului de Raga. Jumătate de HP pentru jucătorul de la Infinite, 3 versus 2. O semințe eliminat de Molotov. Se restabilește egalitatea numerică pur și simplu prin aruncarea acelei utilități. Blitz l-a văzut acolo pe Zeuț și cred că va încerca să-l țină Xelo într-o anumită parte. Reușește flick-ul Xelo, rămâne doar Raga. 1 versus 2, este la pool. Xelo sare peste el și este nou scope-ul. Ar trebui să fie destul timp aici pentru Blitz. Da, este cu siguranță Nexus. Pătrașcu, bine ai venit în familia Nexus, I guess. La Unix, două eliminări rapide. Chunky și semințe au răspuns acolo cu un trade fiecare, însă Xelo îl scoate pe semințe și site-ul B este liber. Face rotația Raga, însă va ajunge puțin cam târziu în ruine. Nexus pot planta aici fără nicio problemă. Vine Zeuț cu fragul pe Mihnea prin smoke. BTN eliminat de Raga și rămâne doar Xelo de la un 3 versus 2 într-un 1 versus 2. Apasă cu pe 250-ul. Xelo reușește triple kill-ul și este 9 la picul lui Edim. Cred că a fost pe nimeni la timp. Se întoarce la un foarte rapid și scoate pe Edim. Zeuț vine cu fragul pe Lau. Era în pit, dacă nu mă înșel, Zeuț. Dar într-adevăr semințe este în casă. Îl scoate semințe pe Mihnea. Va fi picul din partea băieților de la Nexus, dar se așteaptă să mai fie deja un jucător pe site și este Raga cu scoutul. Se face picul acolo, Blitz scoate pe Raga, semințe încă în viață, Blitz răspunde, dar Chunky iese din smoke și este rundă pentru Infinite. Pătrașcu și-a membru pe ambele conturi și CX. Mihnea! Prinde linia cu Deagle-ul, double kill-ul pentru el în site-ul A și se anulează orice plan către site-ul B. Chunky îl scoate pe B, vine la U cu trade-ul, Raga apasă. Aproape de triple kill, însă a venit headshot-ul din partea lui Blitz și rămâne doar Dim. 1 versus 2, a trecut Blitz prins foarte mult. Mihnea îl prinde cu spatele pe Dim, s-a făcut fragul pe Blitz, însă Mihnea. Members incoming, next feature. Raga, headshot cu scout-ul pe Blitz. Da, a ieșit totuși către Short, Lau îl observă și îl pune la pământ. Mai este un jucător în boiler, semințe, este cel care scoate pe Lau. Rage aici Mihnea, puține emoții, însă vine eliminarea din partea lui. Raga cu scout-ul îl scoate pe Mihnea. Mai este un jucător care vine din casă, este vorba de BTN și aruncă smoke-ul de intrare. Face ei săritura peste Raga, însă Raga, nou scopul pe B. Xelo scos de Chunky și este 10 la 9. Zeuț aruncă Molotovul spre Short. Acolo trece BTN pe site, face fragul Zeuț. Semințe a venit și el cu fragul pe Xelo. Raga îl ajută pe semințe, la Unix trece pe site. Bomba este picată, dar este eliminat Raga. Rămâne fără timp acolo Mihnea și doar $300, nu trebuie să fie eliminat aici Mihnea. Perfect pentru Nexus să atace acest site-a. Smoke-ul este, nu cred că e cel mai bun smoke aruncat de Infinite Gaming. La Unix l-a scos pe semințe Zeuț, două eliminări pentru el. A sărit aici și Mihnea, însă Mihnea reușește fragul. Situație de 3 versus 3, Raga cu polarul pus la pământ de Mihnea. La 2 HP, jucătorul Nexus, rămân Chunky și cu Edim. Am acolo armele, văzut Mihnea, nu este apăsat prin perete pentru moment. Edim îl scoate pe Blitz, trage aici Mihnea, face fragul pe Edim, rămâne doar Chunky. 1 versus 2, ia aici polarul.
Îi vede capul lui Mihnea, dar în continuare nu reușește eliminarea. Bomba este blocată în punct în acest moment, dar Chunky e prins de Mihnea, quad kill! Din partea lui Blitz la mașină, Chunky lăsat la 92, răspunde Edin cu un nade. Blitz însă găsește capul lui Chunky prin smoke. Și este opening frag-ul pentru... Molotov în short, dar Mihnea găsește prima eliminare pe semințe. Raga face picul, îl scoate pe B și se retrage. Apasă Zeuț din site, Lau lăsat la 2 HP. Raga din ce în ce mai low, eliminat de Mihnea. Zeuț pus la pământ de Launix. După ce pică Mihnea, se uită în spate. Xelo reușește fragul și este 12 la 12. Egal rapid din partea celor de la Infinite. Nexus cu siguranță vor zice mulțumesc foarte mult pentru aceste fraguri. Totuși au fost eliminați Xelo și cu Mihnea. Poate chiar și Lau să fie eliminat. Trage aici Raga, îl pune la pământ pe Blitz. Lau este foarte low. Se face fragul de către B, dar era destul de periculos acolo Raga cu acel USP. Edim aruncat smoke-ul în banana, scoate pe BTN entry-ul pentru Infinite Gaming. Mihnea no fangle în pool. Infinite Gaming vor veni cu toți cei 5 jucători. Xelo scoate pe siguranță Raga, vine cu fragul pe Mihnea. Lau vine cu un trade pe Chunky. Lau, pus la fond de Zeuț, Edim îl scoate pe Blitz, rămâne doar Xelo cu polarul în banană, reușește fragul pe Raga, trage acolo Zeuț după el și îl elimină și este 13 la 13, egalează Infinite Gaming aici. Prin jucători atingi, vine și cel de-al doilea nade Blitz și el, cel de-al patrulea la aproape de jumătate de HP, Chunky, apasă acolo cu M4, îl găsește și pe B, sunt toți jucătorii de la Nexus secați în acest moment. Edim îl scoate pe Lau, Chunky vine cu fragul, rămân Xelo și cu B. Reușește fragul B pe Chunky. Edim eliminat de Xelo. Apăsați prin smoke. Situație 3 vs 2, sunt în continuare în avantaj Infinite Gaming. Raga cu polarul îl scoate pe Xelo și rămâne doar BTN cu 10 HP. 1 vs 3. Ratează glonțul Raga. Să-l vedem aici pe B. Face picul, prinde doi oameni în linie. BTN are triple kill-ul, rămâne 1 vs 1 cu semințe. Capitanul Nexus e semințe. Trebuie să verifice foarte multe unghiuri. BTN în spatele site-ului. Este clutch-ul din partea capitanului Nexus. Către Chunky. Vine smoke-ul din partea lui Zeuț. Se face totuși execuția pe site-ul la Zeuț. Două nade-uri. Vine și cel de-al treilea. Se urcă Edim pe site, însă nu reușește decât o eliminare. Avem o situație 3 vs 2. Raga ratează acolo glonțul de polar. Se urcă pe cutie. Apăsat din zona pit-ului. Chunky se ascunde în smoke. La unic s-aude pașii pe site. Pus la pământ. Situație 2 vs 2. Xelo încare polarul și se duce în casă. Cred că și BTN îi urmează exemplul. Să vedem timingul pe care îl prinde aici Xelo. L-aude pe Raga că a atins bomba. Face picul Xelo. Îl vede pe Chunky. Iese cu ținta pe el. Rămâne doar Raga. Pus la pământ de BTN și Nexus câștigă. 16 la 13.